Bună, sunt Stella și astăzi vreau să vă arăt iarăși o mâncare grecească. Bream de data aceasta este o mâncare de legume și cu brânză feta. Ca să pregătim acest fel de mâncare avem nevoie de vânătă, dovlecei, ardei, cartofi, morcov și roșii, dar roșiile eu am să le adaug la sfârșit. Grecii le pun și roșiile la copt, dar mie nu-mi plac roșiile coapte și îmi place să le folosesc proaspete. Este la alegerea dumneavoastră să le puneți odată cu aceste legume sau la sfârșit cum le pun eu. Le curățăm legumele și acum le vom toca. După ce am tocat legumele cu bulețe, adăugăm sare. Așa, oregano și ulei de măsline. Nu se pune foarte mult ulei. Și apoi amestecăm toate legumele. Le punem într-o tavă și le coacem la cuptor în jur de 35 de minute, 40, depinde de cuptorul dumneavoastră, depinde de ce fel de cartofi aveți, cât de repede se coc. Cartoful, practic, este acea legumă care cel mai greu se coace, cu restul, dovlecelul, vâneta, morcovul, se fac mai repede. Servim breamul cu roșii proaspete. V-am zis, puteți să puneți roșiile la copt, dar mie îmi place roșia susțin proaspătă. Aici este la alegerea dumneavoastră cum să folosiți roșiile. Și câteva cuburi de feta. La sfârșit mai adăugăm un pic de ulei de măsline și este gata de servit. Eu vă recomand cu drag să pregătiți și această rețetă grecească.